într-un fel sau altul bugetul comunilor respective este neîncasarea amenzilor de către consiliile locale pe legea 61 din 91. Dumneavoastră știți foarte bine unde am întâlnit noi cu 2 milioane sau 2 miliardele sau nu știu cât Dumnezeu avea la românești. O fată din asta practica un sport oarecare care se practică de obicei în anumite condiții și este un obicei mai vechi de ani, de mii de ani de zile, primea amenzi pe la Brașov, Timișoara și așa mai departe, iar ea avea mutația și avea domiciliu în românești. Toate amenzile astea sunt la comunele respective. La tocmirea bugetului și la sprijinirea bugetului local de către Consiliul Județean, se spune, domnule, voi mai aveți încasat atâta. Când încasați astea? Domnul Marcu, știți foarte bine că a fost membru al TOP înainte de a ajunge senator, ne-a promis, nu numai el și celălalt senator de la PDL, domnul jurist, ne-a promis că va interveni și nu numai atunci. Noi vorbeam înainte de a veni dumneavoastră cu domnul inspector șef și domnul fost ministru Nica ne-a promis la toate întâlnirile pe care le-a avut cu șefii inspectoratului că va promova în Parlament schimbarea și modificarea acestei legi în așa fel încât comunitatea să nu fie încărcată cu aceste sume de bani în bugetul, că probabil va fi încasat sau nu. Da, sunt doar la românești sau ați întâlnit cazul de acest gen și în alte localități? În majoritatea localităților. Nu numai cu, eu am dat un exemplu, dar sunt amenzi pe, așa cum se cheamă, pe circulație și nu puține. Marea majoritate predomnă pe legea 61. Da. Noi nu știu ce vorba de mână și suntem obligați să aplicăm. Legea 61 sancționează? Poftim? Astea cu Constituția, legea 61 sancționează? Depinde ce au constatat colegii cu respectiva teritoriu. Scuze. Da, cam așa e.